Bună seara, bună seara, dragii moșului! Bună seara! Ați venit cu sănioara sau cu patinele? Cu orice ați venit voi, nu contează, pentru că pinguinul sigur a venit cu patinele lui, că este pregătit. N-ai venit cu patinele? Nu, am venit cu soba după mine. Stop, de la început. Pinguinule, nu poți să vii în casa lui Moș Crăciun cu propriul tău șemineu. Moș Crăciun i-a invitat pe copii la povești la gura sobei. Nu poți să vii cu soba după tine când eu am soba aici. Ae, moșule, l-am adus pentru a mă îngălzi pentru olimpiadă. Da, așa e cu pinguine, ăștia-s puțin mai mari de cap, ca să nu zic altfel. După cum spuneam, el este personajul principal al poveștii din această seară. Mă bucur că sunteți atât de mulți și de această dată și sper că sunteți pregătiți să ascultați o nouă poveste foarte frumoasă și haioasă pe care v-am pregătit-o în această seară. Tu ești pregătit, pinguinule? Sunt pregătit. Bine. Ia să vedem. Povestea noastră se numește Olimpiada Pinguinilor. De acolo l-am adus și pe el. Tu ai fost la olimpiadă? Da. Da, la matematică, cred. Nu-mi place matematică. Da, o să am grijă să vorbim cu spiridușii, să-ți aducă numai caiete de matematică și culegeri de matematică. Așa, ca să fie preventiv. Da. Înțeleg că acesta ar fi cadoul meu de Crăciun? Da, pinguinule. Ăsta va fi unul dintre cadourile tale, că s-ar putea să ai mai multe. Poate ți-aduc și o pereche de patine. Patine? Chiar am nevoie de patine. Am văzut că ai scris acolo în bilețel, dar stai că n-a venit încă noaptea magică. Hai să mergem mai departe cu povestea noastră. Ei bine, Pinguș exersa pentru proba de patinaj artistic. Adică eu? Tu ești Pinguș. Hai să spunem că ești tu Pinguș. El participa la Jocurile Olimpice ale pinguinilor. Acesta se desprinse cu grijă de parapet, încercă 2-3 mișcări stângace, își pierdu echilibrul și ateriză zgomotos în fund. Buf! Te-a durut? Foarte tare! Obișnuiește-te! Așa e pe gheață. N-o să fiu niciodată la fel de iscusit ca alții, oftă el în timp ce îi privea pe ceilalți patinatori, alunecând lin și rotindu-se pe gheață. Sunt pur și simplu prea neîndemânatic. Lasă, Pinguș, că toată lumea poate să învăț. Să patinez. Ei bine, proba era pe cale să înceapă, iar Pinguș își aștepta răbdător rândul alături de toți patinatorii. Pinguțel brăzdă gheața, sări sus, sus de tot, se învârti în aer de 2 ori și ateriză perfect. Cum se numește asta? Triplu șurub. Am învățat să fac triplu șurub. Nu se numește așa, se numește triplu salt. Triplu șurub este pentru piulițe. Am pentru altceva. Da, nu contează. Triplu șurub. Triplu contează să vii cu piulița după tine. Se așternu un moment de tăcere, apoi mulțimea erupse în aplauze și urale. Bravo! Ce frumos! Toată lumea s-a bucurat. Deci am reușit. Nu era Pinguș, era Pinguțel. În urma lui, pe gheață, a intrat Lina Pinguina. Lina Pinguina? Da, prietena ta. Străbătu ca o săgeată luciul alb și strălucitor, iar apoi, ridicându-se în vârful picioarelor, pe patinele ei lucioase, începu să se învârtă în loc. Se rotea în cerc mai repede, mai repede și mai repede, până ce Pinguș simți că îl cuprinde amețeala. Mulțimea își ținea respirația încremenită de admirație. Și la final, aplauze. Sora ei, Bulina Pinguina, era ultimul patinator înaintea lui Pinguș. Patinele ei lăsau impresia că plutesc pe suprafața gheții în timp ce ea dansa și sărătea cu mișcări grațioase. În cele din urmă,
veni și rândul lui Pinguș să-și încerce norocul. Acesta păși emoționat pe luciul patinoarului și reuși cu multă trudă să ajungă în mijloc. Cred și eu, pentru că nici mie nu este ușor să merg pe gheață. Trebuie să recunosc asta. Pinguș își lua vânt, dar picioarele îi se îndepărtau unul de altul, apoi se încrucișau, gata, gata să cadă în orice moment. Parcă-l văd pe Bambi. Încercă să se rotească așa cum a făcut Selina, dar sfârși alunecând și aterizând, buf, înfundut din nou. De fiecare dată când încerca să se ridice, nu făcea decât să alunece iarăși cu o bufnitură. Mulțimea a început să râdă, iar Pinguș se simți ca un tântălou. Piciorul stâng îi tremura, iar cel drept refuza să-l asculte, alunecându-i când înainte, când înapoi, în timp ce Pinguș încerca disperat să rămână în picioare. Ține tot așa, Pinguș! Îi strigă Pinguțel de pe margine. Numărul tău e fantastic! Îi se alătură Bulina, Pinguina, râzând cu poftă. Ei, dar nu s-a terminat aici. Ce a urmat, vom afla imediat. Imediat ce voi da eu pagina, Pinguinule. Ești pregătit să citim cu toții finalul aventurii tale? Sunt nerăbdător? Da, asta s-a întâmplat la Olimpiada Pinguinilor. Pinguși a început să zâmbească timid. Poate că nu era așa de slab până la urmă. Se ridică în picioare cu chiu cu vai și se strâmbă către mulțime, iar toată lumea râse cu hohote. Încojură târâși grupiși patinoarul, apoi se prefăcu că alunecă, după care își dădu drumul pe burtă pe gheață. Mulțimea se ridică în picioare, aplaudând și scandându-i numele. Pinguș! 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 Cât de frumos ce atmosferă acolo! Ei, până la urmă, să-i faci pe toți să râdă, nu e un motiv de rușine. Cu toții erau extaziați să-i urmărească numărul de comedie. De 3 ori, bravo, Pinguș! Scanda mulțimea, înveselită, în timp ce el făcea o plecăciune. Așa. Ai fost extraordinar! Ești cel mai amuzant patinator de la Olimpiada Pinguinilor! Ho, 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 ho. Ei, și uite așa se sfârși aventura ta la Olimpiada Pinguinilor. Cum a fost să retrăiești momentele alea? Foarte frumos! Plăcut, nu-i așa? Cel mai mult îmi place să patinez. Aha, am înțeles. Uite așa patinăm și noi zilele astea, seriile astea, printre povești cu care crești, povești la gura sobei, acolo unde îi aștept de fiecare dată pe micuții mei prieteni. Nu uitați, dragii moșului, moșul vă iubește și vă așteaptă de fiecare dată cu sufletul deschis. Rămâneți cu bine, dragii mei! La revedere! Ho, ho, ho! Să ne vedem cu bine! Ho, ho, ho!